O nouă expertiză în cazul bebelușului din Suceava, care a murit la câteva ore după ceremonia botezului. Micuțul a fost botezat la sfârșitul lunii ianuarie 2021, ritual care a fost filmat integral și prezentat ca probă în instanță. Părinții spun că micuțul a înghițit 110 ml de apă la scufundare, iar legiștii suceveni spun că acesta a murit de pneumonie. După ce au primit acest rezultat, părinții au cerut o expertiză la Institutul Mina Minovici din capitală și au solicitat și opinia unor experți din străinătate. Pe de altă parte, avocatul preotului spune că parchetul ar trebui să renunțe la acuzația de omor din culpă adusă clientului său, iar dosarul să fie clasat.